Bine v-am regăsit, prieteni, și în această seară la emisiunea Forum. Invitatul emisiunii este domnul Roman Mihăieș, comentator politic. Bună seara, bine ați venit la emisiunea Forum, domnule Mihăieș. Vă mulțumesc mult pentru că ați binevoit să ne sprijiniți bună seara în această seară în realizarea emisiunii. Și bine voastră și pe telespectatori. Spuneți, vă rog, tot se vorbește, unii consideră că temperaturile politice în Republica Moldova sunt ridicate, până la indicația critică nu a ajuns, dar sunt destul de fierbinți. Alții, din potrivă, consideră că totul este calm, totul este bine, totul este frumos, nimic nu se întâmplă. Dumneavoastră, ce credeți? Bine, trebuie să luăm în analiză mai multe aspecte aici. În primul rând, trebuie să vedem că, de fapt, așa cum au afirmat unii oficiali moldoveni, inclusiv directorul SIS-ului, doamna președintă, domnul prim-ministru și domnul speaker, Federația Rusă face presiuni pe Republica Moldova. De diverse. Eu am întrebat și alții, domnul Mihăieș, eu am întrebat multă lume care a mai fost pe aici, pe la noi, la emisiune, $1,000,000 care au fost ridicați. E o sumă mare sau e o sumă mică pentru a, eu știu, a... E o sumă mare, $1,000,000 în toată lumea și problema este alta, că aici ce am vrut să zic. Chiar și acest episod cu $1,000,000 demonstrează că există, ca să zic așa, tentative de a introduce în Republica Moldova bani pentru politică. Pe diverse căi, din afară, nu din interior. Și asta, toate demersurile care le face Kremlinul, privind doamna Guțul, privind încercarea de a folosi pe Ilan Șor și echipa lui, care se numește mai nou Pobeda Victoria. Toate acestea sunt niște indicatori care trebuie luați în considerație. Guvernarea, mai bine zis, organele competente care au atribuții conform legislației, trebuie să ne răspundă ce se întâmplă. Pentru că noi vedem niște acțiuni, rețineri, banii respectivi au fost documentați, am înțeles, că este tot de reușit. Adică, din câte înțeleg eu, a fost o persoană politinească amplă acolo. Mm. Unii au luat în aeroport, alții au dat drumul să meargă în teritoriu, să ducă banii unde trebuie și au fost monitorizați. Deci, polițiștii noștri și SIS-ul și procuratura, atunci când vor să lucreze, când, adică pot să o facă destul de eficient. Noi putem considera, iată, după ceea ce s-a întâmplat, că instituțiile de forță, în sfârșit, în Republica Moldova, au potențial și pot lucra. Hai să spunem așa, pe foc mic, cum putem să considerăm că pe foc mic ele lucrează. Adică cel puțin nu putem să zicem că nu fac nimic, că nu există niciun fel de eforturi, n-ar fi corect, da? Da. Noi rezultatele luptei împotriva, de exemplu, războiul hibrid al Kremlinului împotriva Republicii Moldova, trebuie să-l vedem în sentințe definitive. Trebuie să-l vedem în pacea socială și în liniște de Republica Moldova, da? Contracararea, de exemplu, de combatere a referendumului care s-au apucat acum activ să-l combată. Deci să nu se permită crearea formațiunilor paramilitare pe teritoriul Republicii Moldova, nici în Găgăuzia, nici în alte regiuni. Așa. Tot mai mult, Doamne ferește, armament de undeva să vină către ei. Adică să nu se repete, cum zic experții la care am fost la un seminar, training, ce mai fost la acolo, privind forum, privind Transnistria, experții spun să nu se repete scenariul din Donbass. Uh-huh. Scenariul din Donbass e foarte simplu, apar niște lideri civici pe internet, apoi în stradă, la un moment dat ei spașnici, apoi devin violenți. Și ocupă clădiri, așa mai departe. Armați. Adică, deci aici este lupta de inteligență, dacă toți. Inteligența din serviciul secret rusești și inteligența cu serviciul secret moldovenesc și cu poliția moldovenească, pentru că aici e un joc de șah, politic și strategic. Serviciile moldovești trebuie să aibă informatori, trebuie să aibă mecanisme ca să citească cu o mișcare sau cu două înainte, unde vor să ajungă rușii? Vor ei să facă totuși niște provocări mai severe sau să opresc? Deci, și întrebam eu de acel milion. Da. Nu mai este cine știe ce mare sumă, spun unii. Acest milion, dacă vrei, cu adevărat, cineva intenționează să perturbeze, să răstoarne, să lovitură de stat, etc., etc.
Deci suma nu este... Problema este într-un milionul ăla. Problema este că milionul ăsta este un episod, de mai multe episoade. Aceasta este importantă. Trebuie să vedem câte canale de finanțare sunt. Asta e singurul canal. Nu aș crede că ar fi ăsta singurul canal pe care se finanțează. Probabil că mai sunt și alte canale, pentru că au apărut informații că, de exemplu, pe anumite dosare penale este și criptovaluta folosită. Da. Înțelegeți? Da. Deci, chiar la Ilan Șor, pe contul lui, el a publicat acolo o comunicare despre criptovalută, între câțiva figuranți. Deci, situația este următoare. Serviciul Secret Moldovenesc trebuie să fie ajutat și de cel occidental și de cel românesc în special și de ucrainieni, pentru că ucrainienii știu foarte bine pe ruși să ne dă cu ei în război, da, da. Ca să nu încasăm aici vreo 2-3 lovituri sub centură, înțelegeți? Pentru că, haideți să fim corecți. Serviciile secrete românești, din cât mi-amintesc eu, încă de pe timpuri, era considerat unele din cele mai puternice. Și la momentul este destul de important, dar vedeți că specific cu zone. Ei nu știu limba rusă, nu știu metodele. Noi știm mai bine cu ucrainienii metodele, că rușii lucrează brutal. Da. Ei pot să ajungă și la asasinație și la... Ei și ajung. Și ați văzut câte cazuri au fost publice. Același Hodorkovski, același... Cum îi spune lui, acum care a murit în pușcărie? Eu, de exemplu, ultima informație care la o întâlnire privată, da, evident, mi s-a spus că primarul Nicolae Costin a fost otrăvit de către cu jămciujina sau cum se numește. A fost o versiune, dar nu a fost demonstrată cu regret. Dar nu poți demonstra lucrul ăsta, pentru că până la urmă sunt servicii și dacă serviciile noastre pe atunci erau cum erau ele, noi știm, sigur că nu poți demonstra, dar nu poate nici fi exclus. Cazul Dumitru Matkovski, iarăși nu poate fi demonstrat. Da, cazul Dumitru Matkovski a fost cu siguranță o încercare de a torpela mișcarea de liberare națională în fașă, la început. Da. Ca să le fie frică la alții să nu se implice, așa înțeleg eu, da? Da, da. Numai că atunci s-a pornit așa un val de mare că ei nu s-au așteptat că valul, pentru că oamenii au stat lăsat vreo 2 sau 3 ani. Nu, eu am scris, dacă oricum vorbim despre serviciile secrete și am ajuns până la personalitatea lui Dumitru Matkovski. Dumitru Matkovski nu întâmplător a fost selectat. Pe de o parte avea cea mai mare autoritate, pe de altă parte el a candidat cu împotriva cel mai puternic. Cu KGB-ul moldovenesc și l-a înfrânt la 90%, domnilor. Era o înfrângere. Păi da, da. Și asta a și contat cel mai mult. Sigur că aici ce trebuie să înțelegem? Că eu mi-aduc aminte, de exemplu, ca să dau exemplu, anul 2005-2009, când era Voronin președinte. Așa. Mi-aduc aminte că atunci tot au fost contracărări ale serviciilor rusești de a pătrunde aici, în Republica Moldova. Și atunci tentative de a organiza diverse provocări. Da. Voronin atunci a reușit să le stopeze, pentru că el avea și el puterea totală și a folosit poliția, a folosit securitatea. Avea și experiență, trebuie să recunoaștem. Și ceea ce demonstrează... General... Deci am dat exemplul ăsta, că înseamnă că Republica Moldova așa mică cum este ea, dacă există coeziune și acum guvernul e monocolor, nu există problemă în guvern, poți să-ți organizezi apărarea bine, să-ți pui oamenii la funcții care e necesare, să-i cureți pe cei care sunt. Apropo, ceea ce trebuie să facă Maia Sandu, că ea este totuși șefa securității și a armatei conform Constituției. Eu nu văd, cum zic rușii, o zacistcă. Zacistcă în sensul bun, a cuvântului în securitate și în poliție și în armată. Nu, așa s-a întâmplat. O curățare, trebuie de curățit rândul. Curățenia aceasta a avut loc. Dacă ne amintim în prima etapă, când au venit pasul la guvernare. Știți ce am în vedere? Dacă pentru procuratură și instanță se vehiculează cu vetting-ul și pre-vetting-ul, da. pentru serviciile secrete s-au făcut cumva, să zic așa, parțial și pentru armată. Pentru că acolo, ca să înțelegeți o chestie, una dintre scopurile cele mai importante a unui serviciu secret când ești în război cu el, hibrid, de exemplu, sau direct, este să-ți captiezi armata și securitatea cu agenții. Păi da. Pentru că dacă tu ai acolo un ofițer pe care tu contezi, chiar o să se oprească invazia rușilor și lucrează pentru ei, gata, tu ai pierdut partida. Și aici trebuie să vedem, pentru că la noi jumătate din SIS-ul sau din KGB au fost provinți, au învățat pe Moscova, pe Rusia. Eu n-am nimic împotriva la băieții care au învățat în Rusia și poate că ei sunt patrioti adevărat. Ai noștri cel mai mult. Sunt și la Moscova care au trebuit Dzerzhinskiu. Eu personal pe unul îl cunosc. Deci
Nu, acum nu zic că sunt oameni răi. Da. Nu zic, eu nu vreau să zic că a priori oamenii ăștia trebuie excluși din sistem. Da. Toate că în Ucraina, în țările Baltice, au fost excluși complet din sistem. Și anume din securitate. Pentru că acolo este important. Înțelegeți că un ofițer de informații, dacă îl pui pe direcția Rusia și el lucrează pentru Rusia, gata, ai pierdut războiul. Da. Da. Deci, cel puțin ca ei să fie, pentru binele lor, ei trebuie să fie eliminați de pe direcția rusească. Slavii pot să ocupi cu altceva acolo, sunt doar alte direcții, nu? Asta ar fi o chestie importantă. A doilea chestie importantă ar fi că Republica Moldova trebuie să aibă ajutor din partea altor servicii parteneri, românesc, european, german, pentru dacă, că... Dacă ținem cont de ultimul contract, cel puțin, contract, nu contract, de ultima tratat sau cum ce a fost încheiat acum recent între România și Republica Moldova în domeniul militar, atunci eu vreau să înțeleg și sper că... Sperăm. Acum, aici, la momentul ăsta, nu trebuie să alarmăm, nu trebuie să facem isterie, dar trebuie foarte calm și real să înțelegem. Avem noi capabilitatea să stopăm eventuale atacuri hibride sau directe ale Kremlinului. Și asta trebuie să fim informați de decidenți, pentru că, sigur, sunt informații clasificate care nu trebuie să ajungă la public. Da. Dar, în general, la anumite informații, anumite aprecieri, publicul trebuie să aibă acces la ele. Eu mă aștept ca președinția, sau poate chiar SIS-ul, sau poate ministrul de interne, să ne anunțe, doamnelor, noi, de exemplu, am captat atâția agenți, am găsit atâția armament, am destructurat atâtea grupări criminale care erau implicate și în politică și în încercare de... Pentru că, vedeți că eu privesc niște analiști militari și de securitate ucraineni, pentru că ei sunt în război. Și îi dau din deget. Băi, moldovenilor, fiți atenți că Rusia vă pregătește ceva. E tot spun cu asta. În Rusia, subiectul Republica Moldova, la știri, la nivelul 1. Deci la toate canalele rusești importante, inclusiv ăsta de stat, o vezi pe guțul în fiecare zi acolo. Și toți găgăuși, importanți. Și, o regiune care nu atât de mare și de 3 ani de Republica Moldova are mai multă atenție la canalele rusești decât, de exemplu, regiunea Povolje sau decât Curscu sau Omscu sau Piteru. Nu au ei treabă cu ceea ce se întâmplă la ei. Ei au treabă cu ceea ce se întâmplă Republica Moldova mai devreme, este... dacă ne amintim. Da. Și trebuie să menționăm lucrul ăsta, să telespectatorul să fie atent, pentru că se repetă și au dreptate cei care afirmă că se repetă scenariul Donbasului, Crimeei și tot așa. Repet, domnul Iutu, dacă se închide ermetic sistemul, cum l-a închis Voronin în 2005-2009, văd că atunci și Sergiu Mocan a povestit că ceva clar a consiliat atunci la Voronin. Da. Și alții au povestit. Rușii, cazul celebru, când a venit un tren sau câteva vagoane de ofițeri FSB, ei i-au decuplat, i-au dus nu știu unde în câmp, le-au dat băutură și au scos de Republica Moldova. Și băieții le-au spus că mersi că au intrat în probleme pe aici. Da, da, da. Deci, vă dați seama, un vagon, câteva vagoane de ofițeri atunci au venit. Acum, da. Eu ce vreau să zic? Sigur, nu trebuie să ne alarmăm, dar trebuie să înțelegem dacă există capabilități, dacă se lucrează. Important este să se închidă ermetic sistemul, să nu se pătrundă în Republica Moldova. Am zis, armamentul să nu pătrundă, provocatorii să nu pătrundă din exterior, tot felul, sub tot felul de fabrici sau tot de mărci, de exemplu, onegiști, ziariști și așa mai departe, de obicei să ascund sub asemenea label-uri. Acum nu trebuie să inventez nimic, majoritatea sunt refugiați, toți. Toți refugiații... Sau refugiații, au fost informații că serviciile rusești folosesc refugiații din Ucraina. Sau se infiltrează chiar ofițerii lor în termen de refugiați. Da, devin imediat, ofițerii devin refugiați. Da. Și noi îi primim și trebuie să îi primim, dar... Partea a doua este că, sigur că trebuie și o atenție privind a noștri, ce se ocupă partidele, ONG-urile. Trebuie să încercăm să asigurăm un echilibru între drepturile constituționale a cetățenilor, la liberă exprimare, la întruniri și interesul securității naționale. Trebuie de lucrat cu a noastră mai inteligent, dar punctual, ca omul, dacă cumva e angajat la ruși, să înțeleagă, băi, noi te-am prins, noi știm cine ești tu, vin încoa și scrie denunțul, că mai bine să colaborezi cu organele decât să îmbrești să iei vreo 10 ani de pușcărie. Sunt momente, pentru că
Până la urmă, iar fiecare mare aici, da. Domnule Mihai, vreau să vă întreb următorul lucru. Eu m-am uitat și cum m-am privit, eu au privit multă lume, ceea ce se întâmpla pe scena întrunirii de la Moscova. Veselie, domnule, veselie. Căpetenile erau pe scenă, au venit acasă și în afară de faptul că au ridicat banii, nu s-a întâmplat nimic și lumea are dreptul să considere că stai un pic. Deci eu atenționez organele de forță și pe doamna președintă. Dacă o să simtă slăbiciune în serviciile rusești, o să ne facă baie de sânge la Chișinău aici. Doamne ferește să simtă slăbiciune. Mai bine să exagerăm, să exagereze puțin organele noastre pe câteva cazuri acolo, 10-20 de cazuri. Mai dur, să, da. Mai dur decât să le permită să intre tare în teren. Pentru că rușii au nevoie de Republica Moldova, Kremlinul de fapt nu rușii, că dacă ei capturează Republica Moldova și își pun un regim obedient, ei poate să o întoarcă împotriva Ucrainei. În orice clip. Să folosească în diverse metode Republica Moldova. Înțelegeți? În calitate de comentator politic, spuneți-mi, vă rog, următorul lucru. A fost întrebați socialiștii și comuniștii dacă susțin Congresul sau cum s-a numit întrunirea de la Moscova, ei au zis că au alte agende. Ce să însemneze aceasta? Bine, acum trebuie să înțelegem un lucru. Ilan Șor are agenda lui, are scenariul lui. El este mai agresiv, el este... Stilul lui deja e clar. Lui place să vadă acțiuni de stradă, acțiuni directe. Și de aici vine pericolul, zicem, acestei ecuații, da? Pe de altă parte, avem pe foști doi președinți, totuși. Voronin cu Dodon, care au în spatele lor o anumită experiență și ei nu se asociază deschis deocamdată cu Ilan Șor și cu echipa lui. Ce înseamnă deocamdată? Considerați că la un moment dat nu exclud asta. Pot forma front comun? Eu nu exclud nimic, pentru că deocamdată nu avem certitudinea, noi nu știm exact care este scenariul lui Putin pentru Moldova. El urmărește doar un scenariu de a timora sau de a pune piedici, dar până la urmă de a recunoaște, de exemplu, rezultatele unui referendum sau unor alegeri, sau vrea să intervină cu un scenariu violent. Asta noi nu cunoaștem. Mm-hmm. Și atunci noi nu știm care scenariul lor. V-am spus, aici e treaba serviciilor secrete, să aibă agenți la Moscova, poate în moldoveni pe acolo care au lucrat pe serviciile secrete, poate au relații, să le dea niște bani, să le dea niște avantaje, că oamenii aia să lucreze pentru Moldova, să aducă informații. Da. Nu trebuie să, cum spunea cândva cineva, nu trebuie să avem de pe masa lui Putin informația reală, ce vrea să facă. Asta e vârșul pilotaj, înțelegeți? Dacă... Vârșul pilotaj, stați un pic. Până la urmă, americanii le-au comunicat ucrainenilor că da, în câteva zile va începe războiul. Americanii, apropo, ei au demonstrat că iau informații reale din anturajul lui Putin. Trebuie de apelat la americani. Băi, fraților americani, ajutați-ne să vedem ce vrea Putin cu noi să facă aici, să preîntâmpinăm eventuale probleme. Pentru că americanii au spus că nu o să aibă loc războiul, că nu o să atace Putin în Ucraina. Zelenski spunea că nu o să ne atace, noi nu credem în atac. Și americanii spuneau, băi, omule, într-o lună, două, te atac. Da, și da. Până la urmă au avut americanii dreptate. Acum cu actul ăsta terorist de la Moscova, americanii cu o lună în urmă i-au atenționat pe ruși. Băi, rușilor, fiți atenți că acolo se pregătește ceva. Și rușii cam așa s-au atornat nu prea serios și s-a întâmplat o tragedie, Doamne ferește. Deci situația e următoare. Războiul ruso-ucrainean are niște pericole, nu doar direct, dar și indirect asupra Republicii Moldova. Sperăm că serviciile noastre, poliția în special, trebuie să lucrez împreună cu SIS-ul. Trebuie modificat deja SIS-ul. Ca să încheiem această linie de subiect cu o concluzie. Da. Deci lucrurile sunt serioase. Nu trebuie să înțeleagă cineva că e o glumă, pentru că deocamdată e un milion, dar nu se știe, cum ați spus și dumneavoastră, câte milioane. Și câte milioane sunt gata să verse aici rușii pentru a destabiliza situația. Eu fac o glumă, iarăși, haz de necaz, vorba vine. Ce înseamnă un milion de dolari pentru ruși? Două rachete mai puțin asupra Hersonului. Sigur, desigur, da. Asta este enormă. De asta trebuie să ne păzim. Da. Acum să vedem care este situația politică, având în vedere că vizitele tot mai insistente și declarațiile
tot mai directe ale conducerii Republicii Moldova, în mod special Maia Sandu. Maia Sandu, de exemplu, dacă ar fi să comentăm ce ar însemna, unii au zâmbit când au spus Maia Sandu solicită planul Marshall pentru Republica Moldova. Ce ar însemna acest... Situația e foarte simplă. Doamna Maia Sandu, luni, ce a solicitat posibilitatea de a aplica ceea ce s-a numit planul Marshall, care a fost aplicat de către Statele Unite după doilea război mondial, privind dezvoltarea Germania. Economică a Germaniei și a întregului vest european. Da, da. Atunci a fost ajutor masiv a Statelor Unite financiar pentru relansarea economică. Și lucrul ăsta, Maia Sandu, lucrul ăsta s-a discutat și înaintea Maia Sandu. Apropo, s-a discutat de el de cam de pe 95-97, în diverse contexte. Așa. Dacă nu s-a l-a materializat ca primul președinte al Republicii Moldova, care l-a materializat direct. Până atunci discutau numai experții. Da. Eu cred că lucrul ăsta ar fi realizabil cu câteva condiții. Prima condiție este că Republica Moldova trebuie să aibă în Uniunea Europeană un cerc de prieteni, un cerc de țări prieteni. Și eu știu că există un club acolo de amici Republicii Moldova la Paris, patronat de Franța și România. Trebuie, din punctul meu de vedere, de încercat de deschis un fond special care să numească dezvoltarea Republicii Moldova sau pentru Republica Moldova sau ceva de genul ăsta, în care, de exemplu, Franța să verse $1 miliard, România $1 miliard sau, eu știu, 100 de milioane fiecare sau ceva de genul, sau o firmă oarecare sau fiecare cetățean să poată vărsa cu fiecare, care un dolar, care 100 de mii, care un milion, care 100 de milioane. Trebuie, de aici de pornit, de fapt, statul Republica Moldova trebuie să devină sau coproprietar la fondul ăsta, sau acționar, sau ceva de genul ăsta, pentru că nu văd altă care, deoarece acum, ca să fim corecți, războaiele astea, mai ales ăsta ruso-ucranian, cam toate fondurile se duc acolo, al Uniunii Europene. Concentrația maximală este pe războiul ăsta, ca să țină Ucraina. Pentru că ați văzut, 50 de miliarde au fost acordate Ucrainei pentru macroeconomie și pentru dezvoltare economică din partea Uniunii Europene. Ce război este cu istorie? Este acum o să fie, după ce se termină războiul, Doamne, se termină la anul ăsta pe toamnă, ca așa prevăd unii experți, după legile pretențiale din Statele Unite. Dacă câștigă Trump, Doamne ferește, dar sau dacă câștigă Biden, o să vedem. Oricum, scenariul este că după război, după alegerile prezidențiale din Statele Unite, se presupune că războiul poate să fie cumva finalizat mai rapid. Iată, acum, despre, da. Mihaiș, despre această declarație a dumneavoastră cu privire la încetarea războiului și argumentele pe care le aduceți, veniți pentru telespectatori după o mică publicitate. Okay. O pauză. Vă rog, pauză. Am revenit în studio, continuăm emisiunea. Invitatul emisiunii, anunț pentru ascultători, este domnul Roman Mihăiești, comentator politic. Domnul Mihăiești, vorbeam noi de planul Marshall, așa zisul plan Marshall, care solicită doamna președinte Maia Sandu. În același timp, spunem noi că situația nu poate fi considerată atât de calmă și liniștită, cum ar putea spara la prima vedere, pentru că lucrurile sunt... Și referitor la planul Marshall, e o idee foarte bună. Sigur că Republica Moldova are nevoie de foarte mulți bani, ca în termen de 5-15 ani, să ajungem din urmă, este așa un fel de coeficient de dezvoltare comparativ cu țările mai dezvoltate, da, europene. România, de exemplu, ca să vă dau două cifre, București se află la 178% dezvoltare economică, adică depășește Berlinul, cu tot cu Parisul, cu tot cu Barcelona și cu ce doriți. București este singura regiune din România, super dezvoltată. Așa. Cu un PIB de 50.000 de euro pe cap de locuitor. Deci e foarte, într-adevăr, este o realizare foarte mare, pentru că România este centralizată unitar și toți banii sunt București. Pe când avem Vasluiu sau avem, de exemplu, Suceava noastră, da, de partea care stau la vreo 70% din... În comparație cu noi... În comparație cu noi stau bine, dar eu zic de media europeană. General, da. Așa. Și acum scopul care e? Că Republica Moldova astăzi, nu știu la cât se află, eu dacă aș face așa să risc undeva, suntem la 50%, cred că din 45-50% din media europeană.
Dacă ajungem și la 70-80%, timp de 5-15%, trebuie investiții majore aici. În infrastructură, în crearea locurilor de muncă, construcție de întreprinderi de la zero, găsirea unor poziții forte pentru Republica Moldova pe arena internațională de export și pe anumite poziții de, eu știu, de investiții. Și asta durează. E nevoie de experți, e nevoie de bani, e nevoie de foarte mulți bani. Și dacă acum este încă o problemă. Noi nu știm care să fie componența Parlamentului European după alegerile europarlamentare. Există niște presupuneri că totuși forțele extremiste, suveraniste, să zic așa, populiste, își vor întări rândurile în Parlamentul European. Vor deveni mai mulți. Vorbește, da. Atunci trebuie să fim conștienți că tot mai puțin bani o să primească țările candidate. Eu, când, pur și simplu cu groază, citesc site-urile la suveraniști din Uniunea Europeană, fraza cheie, Uniunea Europeană trebuie distrusă, nu mai dă niciun euro către Moldova și Ucraina. Ceva de genul ăsta. Deci suveraniștii ăștia din, se presupune că o mare parte sunt finanțați de Kremlin, de serviciile secrete rusești, ei macină din interiorul Uniunii Europeană. Și dacă oricum suntem aici, nu pot să nu ne amintim de partidul considerat extremist AUR din România, care a încheiat tratate de prietenie, ca să le zic așa, cu Vozdrojdenia Bulgariei, sau cum se mai numește el, care la rândul lor au încheiat deja ăștia pobieda aceasta, a încheiat contract cu Bulgarii. Înseamnă că au dreptate cei care consideră că aurul, chiar și dacă nu avem deocamdată dovezi să spunem că este în serviciul serviceilor secrete. Cu aurul, dar situația mai complicată, el este un fel de urmaș ideologic a Partidului România Mare, să zicem așa. După ce a căzut România Mare, decesul Vadim Tudor, a rămas un electorat acolo, fidel. A rămas niște oameni cu o anumită gândire naționalistă, suveranistă, și ăștia acum sunt la aur. Dacă eu mă aduc aminte, în timpurile bune, Vadim Tudor lua între 10 și 20%. Păi era un fel de front popular al nostru. 10-20%. Și ăștia acum sunt la aur. Da. Acolo sunt foști generali de securitate, de la Ceaușescu inclusiv, la aur sunt și băieți mai tineri, mai deștepți, dar pe până la urmă aurul este... Aurul este un fel de proiecție a partidilor suveraniste europene, cum există Le Pen în Franța, Fratelli Italia, Cinci Stelle în Italia. Toată, ca să înțelegeți, Uniunea Europeană este cuprinsă de cum să zic așa, de pojarul ăsta suveranist. Uh-huh. Pentru că ceea ce poate să-și permită Franța, nu poate să-și permită România. Eu înțeleg suveraniștii francezi când îi spun că noi nu mai dăm niciun euro în estul Europei, trebuie să-i cheltuim pentru oamenii noștri, pentru medicină, de exemplu, da? Așa. Dar când suveranistul român zice că noi ieșim din Uniunea Europeană, atunci el face o diversiune împotriva poporului român, pentru că poporul român nu poate să-și permite să părăsească Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană îl apără și de Imperiul Rus. Uniunea Europeană este... În același timp... Și România nu are capacitatea de una singură să-și gestioneze finanțele și economia. E dependentă de exporturi, de investiții. Și în România sunt investiții foarte mari occidentale. Dacă pleacă din România, România se duce iar la 200 de euro salariu. Da. Situația e foarte complicată. Nu poți. Suveranismul francez e una, suveranismul românesc e altceva. Dar noi vorbim de partidele de extremă dreaptă și dacă vorbim de partidele extremă dreaptă, nu putem să vorbim și de partidele de extremă dreaptă de aici, din Republica Moldova, care se pare, se mai numesc ele partide integraționiste care pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană, au format deja o coaliție de 4 partide care se numește Împreună. Au venit cu propunerea semnării unui pact care emisiunea Forum, apropo, vreau să iarăși să chem telespectatorii să vină cu păreri. Am venit noi cu propunerea că dacă acest pact va fi semnat, să fie semnat neapărat în orășelul Ștefan Vodă. Pe lângă faptul că este frumos și este curat și este verde, mai e și o denumire simbolică. Alte orașe cu denumire de domnitor noi nu avem.
Deci, discutat, uitați-vă, pactul ăsta l-au semnat între ei, patru partide. L-au semnat, dar au declarat că mai sunt 12 partide gata să-l semneze. Deci, aici sunt două momente importante. Primul moment important este ce o să fac pasul. O să semneze cu ei sau nu. Pasul a zis că sunt gata să-l semneze. Am citit undeva pe pasul undeva. Pasul semnează, atunci e mai simplu. Trebuie să găsească doar o dată așa mai semnifică, cum ar fi 9 mai, de exemplu, da? Așa. Ziua Europei. Ar fi frumos, dar dacă nu s-au pregătit pentru 9 mai, nu-i problemă. Sunt și alte zile când se poate semnat. Un loc semnificativ, cum ar fi, poate să fie Ștefan Bodă, poate să fie Monumentul Ștefan cel Mare, poate să fie măcar și Parlamentul Republicii Moldova. Important este să fie semnat. Și nu trebuie să existe încercare de, ca să semneze toate partide. Se lasă să semneze câte sunt. 20, 30 de partide pe europene, alea semnează. Și aici cred că trebuie deschisă lista și pentru ONG-uri, pentru personalități. Da. Nu trebuie de repetat strictul sensul ceea ce a făcut la Snagov în 95. Atunci au semnat 7-8 partide românești, care erau mai importante. Da. Dar aici noi putem să jucăm alea că mai puțin mai divers, mai amplu, mai... Așa. Oricum, nu asta contează. Contează altceva. Contează rezultatele legilor prezidențiale, parlamentare și referendumul care o să le avem. Asta contează cu adevărat. Referendumul, am înțeles iarăși că mai toate partidele, chiar și de stânga, centru-stânga, partidul domnului Chicu. Domnul Chicu a declarat că susține referendum și va ieși la referendum și își va chema membrii să voteze. Socialiștii și comuniștii deocamdată n-au spus nici da, nici nu. Ei au zis, vă rog, n-a spus că vrea să boicotăm. Eu am preluat o emisiune în care vreau să spun. Păi da, el zice, dar după aia și-a schimbat el. Oricum, au plătit niște antireclamă. Nu-i problema noastră, că socialiștii și comuniștii nu pot opri acest referendum. Da. Referendumul a poate opri numai Kremlinul prin diversiuni. Să spunem deschis lucrul ăsta. Uh-huh. Referendumul, cât o să voteze împotriva? Hai zicem o treime. O să voteze împotriva, dar alții două treime din punctul meu de vedere, mai ales peste hotare, o să voteze pentru. Pentru că Republica Moldova nu are alternativă la integrarea europeană. Aici e problema, că ar fi o alternativă, ar fi unirea cu România. Dar deocamdată unirea cu România nu este în agenda marilor puteri și nu este în agenda Bucureștiului oficial. Pentru că e liniște deocamdată pe frontul. Pentru că încă frontul nu este, n-au rupt rușul frontul din cauza asta. Că dacă la, Doamne, mai bine bată în masă, să nu... Deocamdată se merge establishmentul Unii Europene și conducerea României, merg pe scenariul ăsta. Haideți să ajutăm Republica Moldova să devină țară membră UE, că asta este o idee generală acceptată în Republica Moldova. Care ar putea și să unească. Să unească națiunile, minoritățile și așa mai departe. Așa. Aici, într-adevăr, există ideea asta, că eu sunt convins că și minorități naționale, în speță ucrainienii, ar trebui să țină ideea asta datorită și războiului de acolo care l-au ei. Ucrainienii sunt 8%, aproape 9%, nu sunt puțini în Republica Moldova. E de ajuns ucrainienii din Republica Moldova. Dar vezi cum sunt ucrainienii ăștia din Republica Moldova. Am mai vorbit noi și cu alte, și la alte emisiuni și cu alte ocazii. Ucrainienii din Republica Moldova sunt toți și categoric toți pro-ruși. Nu sunt toți. Eu cunosc ucrainieni, mai comuni cu unii dintre ei. Hai zicem așa, înainte era așa, cum spuneți dumneavoastră, dar acum, după ce s-a început războiul ăsta, eu cunosc câteva ucrainenci care erau ferm pro-Kremlin cu 2-3 ani urmă până la războiul ăsta. Așa. Acum și ele și familiile lor susțin Kievul, susțin integrarea europeană, inclusiv a Republicii Moldova, sunt mame, au copii. Plus, acum a fost o mișcare largă de susținere a refugiaților ucrainieni, mi-au primit pe acasă, s-au mai schimbat, au mai comunicat, s-au mai schimbat opiniile. Eu cred că acum au 3 milioane ucrainieni, minimum susțin integrarea în Europeană, minim o treime, dacă chiar o jumătate, din ucrainieni moldoveni. În Moldova, dar s-ar putea să mai plăcea să fie așa, dar nu știu. Noi trebuie să lucrăm cu minoritățile, nu avem încotro. Trebuie să lucrăm și cu găgăuzii, și cu bulgarii, și cu ucrainienii, și cu rușii, și cu toți. Pentru că dacă nu lucrăm noi, lucrează Kremlinul cu ei, înțelegeți? A demonstrat lucrul ăsta, a demonstrat cu alegerea Bașcanului. Poftim. Noi în găgăuzii trebuie să înțelegem o chestie. Lecția care trebuie să învățăm noi este că trebuie să ne implicăm. Păi da. Avem guvern, guvernul trebuie mandatat, dat în puternicire să lucreze acolo. Cum, domnul, eu râd pentru că am mai adus eu exemplul ăsta. Tot noi vorbim, iată, pe la emisiuni, comentatori politici, politicieni, tot vorbim, trebuie, parcă pe undeva și guvernarea este de acord.
în același timp, unica oază de literatură română din Comrat, Universitatea din Comrat, care are catedră de limbă și literatură română, să vezi bine, nu a fost acreditat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că vor închide această facultate. Ei, cum se poate chiar în halul ăsta? Deci eu am zis la dumneavoastră studio și noastră de ori, în Guvernul Republicii Moldova, nu are ce căuta Bașcanu. Acolo trebuie să fie un ministru delegat pentru autonomia găgăusă. Dacă ai făcut autonomia, trebuie să aibă și un organ specializat al statului care se ocupe cu ei. Uh-huh. Trebuie să fie un ministru delegat să aibă împuterniciri, să aibă un cabinet, să aibă o anumită... Mai avem noi ministru special pentru... Da, cum este Serebrean. Serebrean se ocupă, se întâlnește, discută, înțelegeți? Cel puțin cunoaște... Hai să nu, mare nu... lucru nu face, dar cunoaște situația. Nu, eu n-aș spune că e chiar așa. Eu cred că ei fac un lucru important. Ei țin sub control toate informațiile, se întâlnesc cu oficiale de acolo. Nu știu câte succese ei pot raporta, dar avem așa un organ, nu-l avem. Dacă găgăuzea, nu-l avem. Păi... Ce s-a întâmplat în 94? S-a creat o lege prin statul Dar, dar nu ar însemna aceasta imediat cineva va interpreta că stai un pic. Ăștia recunosc autonomia găgăuză ca fiind... stat aparte, poftiți, bună oară. Nu, stat aparte, nu. Noi vedeți? Avem deja în teritoriu, ca să înțelegeți, deja există structura asta. Trebuie, pur și simplu, scoasă cumva mai reprofilată, pentru că există reprezentantul guvernului în Găgăuze și nu știți lucrul ăsta. Există, noi avem deja structura în teritoriu. Există, da. Reprezentantul cancelarii există acolo. Pur și simplu are puterniciri mici, înțelegeți? Uh-huh. Trebuie de dată puterniciri mai mari, atât tot. Eu nu propun nimic, nu propun. Există deja persoană acolo. Avem un minut să spunem câteva cuvinte despre coalițiile și cu cine ar putea. Bună oară, mă refer iarăși la coaliția aceasta împreună și care zic, unii zic că este o făcătură, ca să zic, să nu se supere colegii de la aceste partide, poate că nu e cuvântul potrivit, dar zic că undeva cochetează cu actuala guvernare și partidul PAS ar vedea în ei viitori parlamentari cu care ar putea intra în coaliție. Bine, noi să vedem în viitor dacă e așa sau nu. Eu vreau să cred că coaliția asta împreună sunt patru partide responsabile care au o agendă proprie, care o să vină în fața noastră cu un program coerent, politic, economic și așa mai departe. Timpul o să arate. Dacă ei sunt pur și simplu un pion al PAS-ului și o să primească 2 sau 3 dintre ei locuri pe listă PAS-ului și o zină parlamentar, să-și salveze destinile lor personale. Asta e altă temă. Asta deja e dreptul lor. Nu putem să... Nu, apropo, în politică sunt tehnologii. Dacă PAS-ul... Despre eșechierul de dreapta, cu ori despre asta vorbim după o mică pauză. Ok. În studio O. Vorbeam înainte de pauză, domnule Mihăieș, despre eșchierul de dreapta pe masa politică al Republicii Moldova, masa de șah, tabla de șah. Spuneți-mi, vă rog, mie mi se pare că totuși până la urmă nu există o coagulare a tuturor forțelor. Nici nu are cum să existe. Este important altceva, că noi avem acum pe centru dreapta, ca să-i spunem mai corect că nu-i dreapta. Da. Eu aș spune dreapta unionistă este, dacă punem la dreapta, dreapta unionistă eu aș numi-o că este dreapta în Republica Moldova. Că e mai simplu așa de clasificat. Acolo sunt niște discuții, din câte știu eu, dar partidele încă nu sunt determinate. Acolo știți foarte bine că s-a format un partid nou, partidul Reîntregirii Acasă, domnul Dulganiuc. Da. Unde ca expert principal comentatorul Anatol Țăranu, deci au propus formarea unei convenții euro-unioniste. Păi ideea aceasta e de mult, dar și nu acum a prins. Să vedem câte partide... Nu a prins, nu prinde. Deocamdată nu prinde. Această convenție nu prinde deja de vreo... încă la alegerile precedente. Mai este important să vedem PL-ul, care este un partid în cădere, dacă poate să renască. PNL-ul este un partid, din punctul meu de vedere, care ar putea pe viitor să conteze pe o alianță cu
Partidul Național din România cu condiția să găsească o echipă competentă aici care să preia PNL-ul și un nou președinte la PNL, că PNL-ul are președință interimar de vreo 2 sau de 3 ani. Da, da. Partidul ăsta are întâlnirii cu domnul Dolganiu, când nu este clar cât este de solid construcția asta și dacă are posibilitate să devină un partid mare și să cuprindă o mare parte din electoratul unionist. Deci mai multe semne de întrebare sunt aici, pe dreapta, unionistă. Dacă mergem pe centru... PLDM mai există, mai este. PLDM e o problemă. Vlad Filat a revenit în fruntea acestui partid, însă eu, din câte știu, nu are intrare la cancelarele occidentale sau la guvernanța din București. Atunci ai mână moartă. Liniște. Asta se numește mână moartă. Pentru dânsul e o opțiune, că să-și ocupe timpul cumva, să-și amorul propriu, să-l hrănească cu ceva. Dar pentru partid nu cred că are... nu cred că partidul ăsta mai are viitor, pentru că ca să faci politică mare trebuie să dea mâna cu tine președintele Consiliului European, Parlamentul European și președintele României. Dacă nu ai aceste oportunități, faci politică în paharul de apă. Și ambasadorii principali. Problema e... Și acum mergem la centru dreapta. Da. Aici avem PAS-ul care domină și sondajul de azi care a fost publicat, un sondaj, nu mai dau să-i fac publicitate cine. Uh-huh. PAS-ul rămâne totuși ca un partid care poate acum circa 30%. Ceea ce e bine, adică își poate lua un scor, ca să zic așa, destul de confortabil. Marja de eroare trebuie mai ținut cont, pentru că în Republica Moldova... Însă, PAS-ul are probleme. El nu o să mai ia 50%, asta e evident. O să aibă, hai zicem, 30-35 deputați. Dar de unde să mai luăm 16 deputați ca să ai majoritatea parlamentară? Atunci, PAS-ul trebuie să ajute. De exemplu, să ajute pe ăștia 4, dacă ar putea ei ceva să acumuleze. Uh-huh. Cum ați spus, dacă este mers, blocul nu acum, dar... Împreună. Împreună. Blocul împreună are un anumit potențial. Apare în sondajul cu 2 sau 2,5%, da? E puțin deocamdată. Da. Ca să-l duci la 10%, trebuie să-l ajuți. Trebuie finanțare, trebuie promovare, trebuie medie și așa mai departe. Nu știu dacă o să reușească să treacă în Parlament, am multe semne de întrebare, să vedem. Dar totuși, centru dreapta e clar. Este PAS și este blocul ăsta împreună. Mm-hmm. Centru dreapta, pro-europeană. Iată, asta este, sunt forțele, zicem așa, pro-europene, pro-românești principale. Mai există partidele conduse de domnul Ion Chicu, care și-a lăsat... Nu, ducem în centru, centru-stânga. Centru-stânga, da. Centru, centru-stânga. Pentru că centru pur, nu știu dacă există în centru mai pur. Există acum. Eu cred că domnul Chicu poate să... Putea să-l numim partid de centru, da? Pentru că ei... Tradițional ar fi... Ei susțin... Ar fi de centru europeană, PSD-E. Dar, PSD-E. Ar fi de centru, pentru că așa, moștenind... Chicu, de exemplu, da? Cu partidul MAN... al domnului Ceban, așa. Care totuși au niște resurse. Primăria municipiului Chișinău. Da. Poate să le dea posibilitatea să încerce să treacă de unii singuri sau împreună cu altcineva bara de 5%. Manu, din punctul meu de vedere, are cele mai mari șanse, pentru că Ion Ceban este în ascensiune, are două victorii în spate la primăria Chișinău. Există primăria Chișinău. Din câte înțeleg eu, are și o protecție din partea ambasadei Statelor Unite și nu o să-l atingă ăștia prea tare, să zicem așa, să-i strice drumul. Problema lui e alta, el trebuie să... Fie având această protecție, dar acțiunile domnului Ceban pe alocuri sunt nici pe departe democratice și nici pe departe... Păi aici am vrut să ajung. Aici am vrut să ajung că domnul Ceban și trebuie să încerce să-și construiască o echipă în jurul lui, credibilă. Și acolo trebuie să existe nu doar prieteni, dar să existe și oameni de anumite idei, oameni de anumit comportament, cu anumită competență, că trebuie să ai și un academician acolo și un scriitor de care oamenii îl cred. Așa se face o echipă. Știți principiul echipii? Pumnul se numește. Scriitorul, da. Academicianul, politicianul, finanțatorul și așa mai departe. Deci pumnul. Da. Până la urmă, situația în ce constă? Pe Ceban nu l-ar scoate de joc, pe Ion Ceban și cu Manul. Eu cred că e în alegerile prezidențiale, încă nu se știe dacă îl candidează sau nu, tot e interesant lucrul ăsta. Da. Pentru că dacă, de exemplu... Dar nu vor să vină. Eu i-am invitat să vină la emisiune să spună. Cine? Veți avea sau nu veți avea candidat? Și inclusiv și pe domnul Ceban. Ion Ceban, da, eu cred că ar trebui să iasă, să spun vreau oameni buni, candidez, nu candidez, măcar să știm lucrul ăsta. Păi da. Bine, dar știți de ce? Încă nu e cazul. Eu cred că
Eu cred că undeva în luna iunie deja toți candidații serioși trebuie să-și spună. Așa? Pentru că, e știi, oficial ca și cum mai declară ei. Campania o să, din câte înțeleg eu, deja la început, așa, ușurel, prezidențial. Se poziționează jucătorii, își caută mesajele, dar pe 20 octombrie noi cu siguranță vom avea referendum și alegeri într-o zi. Deja e stabilit de parlament. Dorim noi sau nu dorim, da. Oricum vor fi. Și asta nu e departe. Da. Știi câteva luni. Haideți să încercăm să îi atragem în această discuție și telespectatorii, radioascultătorii, dragii noștri forumiști, conectați aparatele de telefon, vă rog. Numerele vi le amintesc eu pentru radioascultători, 022, acesta este prefixul de Chișinău, și două numere de telefon, 922-422, 922-722. Iată cam așa stau lucrurile. Avem un apel telefonic, îmi spun colegii să auzim. Vorbiți. Știi? Da. Bună seara, domnule Mihăieș. Bună seara. Vasile Guțu, Hanca Uci, Iedineț. Bună seara, domnul Vasile Guțu. Spuneți-mi, vă rog, da. Doar o clipă, domnul Guțu. Da. Vă rog să-mi spuneți, care e situația cu satele ucrainești de la nord? Eu da, am declarat eu am spus că... care e situația cu satele ucrainești. Satele ucrainești, mai mult de 90% sunt pro-rusii. Pro-rusii, da. Până la urmă, iată, așa? Asta e. Mhm. Asta e situația de la noi. La noi sunt multe sate, da, ucrăinești. Multe, multe. Conești, Alexei. Sunt. Pirnova. Domnule Mihăieș, da, înțeleg eu, acești bani confiscați de vama de la aeroport nu aparțin banditului Fugar Șoar. Miliardul furat de el de la Banca de Economii, de mult i-a irosit. Acești bani aparțin statului terorist fascist Rusie și constituie poate a 10 parte din suma de bani care deja au ajuns la noi pentru a zădărnice referendumul de integrare europeană inițiat de doamna președinte Maia Sandu. Mm-hmm. Eu am așa întrebare. Da, vă rog. Da, am vrut să vă spun că se vorbește, chiar la noi în sat, că acești bani deja sunt împărțiți membrilor acestei secte sataniste. Am așa întrebare, domnule, oare acești indivizi trădători de patrie de la Pobeda nu întrunesc toate condițiile pentru retragerea cetățeniei Moldovei, Republicii Moldovei? Sunt tineri voinici să-și anine Kalashnikov de gât și la război în Donbas, să-și apere patria lor de suflet. Vă mulțumesc, la revedere. Da, mulțumesc. Aici, bună întrebare. Situația e următoare. În primul rând trebuie să ne deprindem în Republica Moldova, calificarea juridică trebuie să o dea procuratura. Este adevărat. Eu aștept de la Procuratura Generală sau oricare ar fi ea specializată să vină peste un timp oarecare, că nu trebuie să cerem de la ei chiar mâine. Poate au nevoie de timp. O săptămână, o lună. Dar să vină cu un comunicat. Uitați-vă. Pe dosarul cu tare, de exemplu, la aeroport, pe milionul cu tare de dolari, s-au făcut următoarele acțiuni și am stabilit că sunt următoare componente de infracțiuni pe care le trimitem în instanță. Așa. De asemenea, puțin răbdare. Pentru că s-a lucrat la aeroport, ați văzut acolo. Asta nu e așa de simplu să documenteze așa. Da, dar imediat acuși vine alta pe telefonic, știi ce o să zică? Telespectatorul. Doamna Tauber a fost lipsită de imunitate parlamentară de 6 ori sau 7 ori. Acum, la urmă, ce s-a ales? Sale sunt în instanță, o parte dintre ele. Noi acum o să ajungem la aceea că reforma justiției s-a împotmolit. Ne-am vorbit pe tema asta. Da. Cu regret, da? Cu vetting, cu pre-vetting, prea greu merge. Și noi mai avem de vetting, pre-vetting, încă 450 judecători sau că să vor fi ei. Abia s-a ajuns, uite, spre de justiție, când s-a terminat. Da. Trebuie să duc la curtea de apel și așa mai departe, că nu știu dacă o să ajung la toți judecătorii. Așa că situația în justiție nu este clarificată până când nu se termină pre-vetting-ul ăsta și vetting-ul. Să vedem cum și termină. Asta e un la mână. Ceea ce ține deja de, ce a mai zis domnul acolo, respectiv? Milion. De milion sau de... De ucrainieni. Cu cetățenii, o temă interesantă și importantă. În Constituția României scrie așa, cel care a dobândit cetățenia României prin naștere nu poate fi lipsit de ea.
În Moldova, la noi, în Republica Moldova, asta nu există. Deci, să nu fie abuzuri a unor, înțelegi, astăzi e pasul la putere. Rămâne. Ieri a fost Dodon, dar mâine cine știe ce înseamnă la putere. Așa. Ca să nu există abuzuri, trebuie să avem niște standarde puțin mai înalte privind drepturile omului. Cetățenia poate să fie retrasă, din punctul meu de vedere, numai în cazuri excepționale pentru infracțiuni dovedite deja în instanță. Da. Așa ne trezim că, hai să zicem că acum pasul ia 1000 sau 2000 de cetățenii, da? Da. Ăștia câștigă pe instanță, pe la CEDO, pe urmă vin Dodon sau Șor, mai ia 1000, dar deja de la noi, de la ăștia, ca să ne pro-unire cu România, înțelegeți? Da. Aici situația e complicată. Trebuie, totuși, mecanismul ăsta de retrasă ținită să fie unul excepțional, părerea mea. În același timp, pentru că statul, în același timp nu putem să nu-l înțelegem pe radioascultător. Radioascultător are dreptul lui să fie indignat, dar eu zic, dar eu zic de altceva. Pentru că lipsindu-i de ținei pe anumite idevezi, le face un cadou. Îi scoți despre urmărirea penală, statul moldovenesc nu mai are pârghie supra lor. Nu e atât de simplu, aveți perfectă dreptul. Înțelegeți? Eu am eu să zic lucrul ăsta. Închipuți-vă ce cadou ia-ți face acum, hai să zicem, ușor, dacă e ce ținei. Da. Eu scapă de o serie de dosare penale. Ce facem? Mai luăm un apel telefonic. Vorbiți, mai sunteți? Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Seara. Valeriu Usatăi îmi spune. Da, domnul Usatăi. Am două întrebări la invitatul dumneavoastră, domn Mihaieș, dar vreau să adaug așa două fraze. Da, vă rog, aveți tot dreptul. Lui Tauber i-a fost ridicată imunitate vreo 10 ori. Ce folos? Da. Și totuși, domnul Mihaieș, zici că Chicu e de centru. Nu știu eu cât e de centru. Eu am următoarele întrebări. Da. Domnul Mihaieș, dacă alegerile următoare, prezidențiale, vine un președinte care nu are susținere politică în Parlament, nu are niciun deputat sau are unul, doi, de ce avem de câștigat? Cum își va exercita funcția neavând susținere politică în Parlament? Este prima întrebare. Și a doua întrebare, deci se vorbește mult de reunire. Din punctul meu de vedere, reunirea cu Republica Moldova, cu țara, cu România, nu are alternativă și este unica soluție corectă. Deci întrebarea mea este, punem deoparte Republica Moldova, ce a făcut, ce ar trebui să facă România, ce a făcut pe plan politic în acest spectru reunire Republica Moldova cu România? Eu vă mulțumesc și vă doresc mai bine. Bine, ce mi-e la reunire? Ca să aibă loc reunirea, eu cât am fost pe la București, am mai vorbit cu experții pe acolo, sunt două opinii majore aici. Prima este că trebuie de făcut două referendumuri, concomitent, între aceeași zi de dorit, în Republica Moldova și România, privind reunificarea, da? De exemplu, în Republica Moldova, care are în Constituție prevăzut articolul respectiv, se poate pus așa o întrebare. Sunteți sau nu de acord cu unirea politică a Republicii Moldova cu România și lichidarea statului Republica Moldova, da? Dacă votează 50%... Unde? În Republica Moldova și 50% în România... Dacă votează deocamdată... Atunci, parlamentele, este în urma clar. Votului, primesc... Modalitatea este clară. Asta e prima modalitate. Prin referendum. A doua modalitate e fără referendum, la bază, prin votul parlamentelor. Asta ar fi în caz de extrem urgență. De exemplu, dacă mâine rușii rup frontul în Ucraina și ocupă Odessa și sporesc pe Chișinău, așa cum spunea și Renato Usatăi și alți politicieni, există chipurile, un set de documente pregătiri pentru reunificare Moldovei cu România. Da. Ce se întâmplă? Atunci nu mai e timp să face referendum. Atunci votează în Parlamentul Moldovei și în Parlamentul României în aceeași zi. Două decizii. Concomitent, da. De reunificare. Întreduci trupele române aici până la Nistru și ai făcut unirea. Și referendum îl faci deja pe urmă, a priori îl faci. Peste o lună, peste un an, sau când... Oricum trebuie să, cumva, să faci juridictul. Deci sunt două soluții aici. Sau prin votul parlamentelor, sau mai întâi prin referendum. Deci depinde de circumstanțe. Eu cred că trebuie să existe ambele scenarii undeva pregătite pentru orice eventualitate. Și prima întrebare cu privire la imunitatea deputaților și cu cetățenia, cu... Întrebarea asta noi am discutat-o deja. Da. Deci trebuie să spună cuvântul justiție. Da. Toate dosarele care facem... Avem un apel telefonic, haideți să-l luăm. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara!
Sau o întrebare către moderatorul emisiunii, către... Dar cum vă spune dumneavoastră? Către moderator, de, spuneți cum vă spune. De la unitatea de pândă, de-a dumneavoastră ar trebui să mă recunoașteți după voce, că Igor Fidiuș. Da. Eu am văzut azi pe pagina la Vocea Basarabiei, trebuia să vină Liviu Vovc. Așa? În emisiune, da. De asta la începutul emisiunii, nu știu, eu e ca cu dezinformarea asta, tot ce se întâmplă, cu libertatea asta a presei, și independentă, că e a patra putere totuși în stat. Către dumneavoastră era adresată întrebarea domnule moderator, deci dumneavoastră duceți în extremele astea. E invitat Liviu Vovc și apare Roman Mihăieș. Așa. În fine, asta este o întrebare care dumneavoastră trebuie să dați explicații radioascultătorilor TV care se uită la dumneavoastră. Așa. O altă întrebare, cei ce ține cum ați început dumneavoastră emisiunea. Ei, dar nu-i chiar așa mult, un milion sau un miliard sau nu știu cât acolo. Așa. Dar cât oare nouă ne mai trebuie să suportăm în continuare jafurile și hoțiile care se întâmplă la nivel înalt, ca să nu spun eu, sub alte forme anele emotive? Cât oare nouă ne mai trebuie ca noi să îndurăm toate aceste furturi, crime și jafuri și noi să vorbim că noi vrem să ne integrăm în Europa? Asta este pentru dumneavoastră ca moderator. Cum ați început emisiunea, că ăla nu-i chiar așa mult. Pe timpul rușilor, eu accentuez încă o dată, pe timpul lui Stalin, timp pușca că furai greu, la o scădie, niște grăunțe închise. Ce propuneți dumneavoastră? Iată, dumneavoastră, seară de seară, îmi spuneți unul și același lucru. Pe timpul lui Stalin, pe timpul comuniștilor, pe timpul Uniunii Sovietice. Ce propuneți? Să ne întoarcem la... Să ne întoarcem la timpurile lui Stalin sau ce vreți. Dar nu trebuie să te întorci, domnule, dar trebuie să ai oameni competenți, cinstiți la conducere. Nu cei care fac propagandă și diferite ONG-uri cu patrimoniu. Am înțeles. Am înțeles. Domnul Fidiuș, v-am înțeles eu. Căutați exemplu. Iată, ați văzut că că un milion e mult sau e puțin, nu știu. Uitați-vă, fiecare om are dreptul la opinie, nu trebuie să ne contrazicem, oamenii vorbesc, nicio problemă. Eu întotdeauna am zis de opinia că trebuie să asculți omul și chiar dacă nu ești de acord cu el, să-ți spun. Să-i zic că e foarte bine. Nu, ne întoarcem la perioada stalinistă, asta să zic, sau ce să zic. Domnul Mihai, nu sunteți de acord? Nu, uitați-vă. Că timpul stalinismului era bine? Deci, sigur, oamenii au opiniilor. Eu spun eu la spun așa, oameni buni. Statul de drept vă protejează și pe dumneavoastră, și pe mine, și pe toți de anumite abuzuri. Așa. Vinovăție fiecare cetățean. Că fie el din echipa lui Șor, fie el din nu știu care alt partid din PAS, trebuie demonstrat în instanță. Pentru că altfel o să ajungem la judecata lui Lynch, o să ajungem la Samosudul și asta e foarte urât. După logica și raționamentul invitatului, nu trebuia să fiți astăzi la emisiune. Nu-i problema. Păi, dar cum nu-i problema dacă aceasta este problema? Nu și-a spus opinia, nu trebuie să vă enervați. Ce înseamnă? Dar nu mă enervez. Nu mă enervez absolut deloc. Eu niciodată nu mă supăr. Eu dacă și mă supăr că mai sunt în Republica Moldova oameni care le place și își amintesc cu nostalgie de stalinism. Iată ce mă supăr. Am răspuns, statul de drept și garanțiile procesuale este ceea ce trebuie noi să construim în Republica Moldova. Uh-huh. Sunt oameni radicali, trebuie să ascultăm, dar trebuie să mergem pe calea constituțională. Cu privire la milion... Eu nici nu știu dacă mai e cazul să revin. Am vorbit pe tema asta, mea. Nu cunoaștem. Întrebarea era altfel. Există din acest milion de dolari, există pericol real pentru deturnarea? Iată ce ziceam eu. Eu aștept, cum am mai zis, să vină procuratura cu un comunicat peste un timp oarecare, sau o săptămână, da, sau o lună, să ne explice care totuși au fost momentele, care este dosarul. Să vedem tot mai multe informații cât poate să ne ofere. Uh-huh. Am văzut numai câteva informații și nu putem pe baza lor să facem concluzii definitive. Opinia mea. Am înțeles. Nu e periculos. Mai avem un apel telefonic cumva? Vă rog. Nu mai avem. Adică am avut, dar s-a deconectat. Vigilentul, vreun radioascultător vigilent o spună, am o întrebare către moderator. De ce s-a deconectat aparatul de telefon? Glumesc, mai fac și glume, haz de necaz, vorbiți!
Ei, gluma e glumă când jumate e glumă, se îngroașă gluma de acum două apeluri telefonice, probabil aceeași persoană. Fiți mai atenți când formați numărul și atunci cu siguranță veți reuși să fiți participant la emisiunea noastră din această seară. Vorbiți! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Domnul Smolinski, să trăiți, numai și acum am intrat în zonă unde se poate de prins vocea Basarabiei, da. Și am prins-o și am auzit pe domnul Mihăiești. N-am urmărit la început, n-am ascultat, dar am înțeles că cam domnul Mihăiești cam indiferent, că dacă unul vine cu $1,000,000 curat, încă se mai vedem, dar și mai vedem, nu avem noi și vedei acolo. Bandiți, hoți și după la milionul ăsta furat și miliarde, noi trebuie să luăm o atitudine foarte serioasă și să agităm, dar să agităm organele. Nu, domnul Grigore de la Ungheni, nu domnul Mihăiești, un radioascultător a venit și a spus ce... Eu spun că numai acum am dat... Eu vă explic despre ce este vorba. Am prins vocea Basarabiei, eu știu, scuze, domnul Mihăiești, dacă... Da. Noi trebuie să luăm atitudine față de toți bandiții ăștia, că din anii 90 au făcut numai rău pentru țări Republicii Moldova. Nu au făcut nici unul. Stricat uzinii, fabrici, tot, numai au distrus. Iar da. Cei care au fost la guvernare, începând cu Șor, care el tot umbla pe acolo, Dodon, Ticu, la Ministerul de Economie, înțelegi? Și toată echipa asta lor, cu Lucinski și tot, toți au făcut numai rău. Nu au făcut nimeni, nici nică pentru țara asta să facă din. Oamenii au rămas fără lucru și au plecat și o tare. Dar noi trebuie să luăm atitudine, să ieșim pentru țară, pentru popor, să mergem înainte, cursul Unirii, cursul european și înainte. Vă doresc o stare bună și noroc. Atitudine clară. E atitudine clară. Nu ne întoarcem la stalinism, nu ne întoarcem la... Deci, uitați, la epoca brejnevistă, când totul era bine. Trebuie să poziționare, da? Fiecare persoană se poziționează, unii pro, da. Alții contra, dar eu am zis, eu aștept justiția să facă sentințe oamenii buni, ca să-l luați oamenii pe jurist. Dacă noi să avem sentințe pe dosarele astea, degeaba vorbim. Noi vorbim și energia se duce în van. Trebuie să fie sentințe de condamnare pe cazuri de corupție politică, pe cazuri de falsificarea legilor de Găgăuzia, de exemplu, da? Da, dar există și alt punct. Unii trebuie sentințe pentru asta. Pentru ca să, există, vedeți care, și am mai spus noi cu dumneavoastră în cadrul emisiunii următorul lucru. Actuala guvernare, statul, Republica Moldova, acționează conform normelor democratice, conform legilor internaționale. Iar cei cu milionul, care au venit cu $1,000,000, ăștia acționează în afara legii. Ei nu interesează, ei exploatează toate avantajele democrației și... Organele de stat trebuie să aibă o pregătire, calificare, ca să descopere aceste infracțiuni și să intermete în instanță. Ați văzut că ei lucrează deja. De ce dar faci? Nu mai avem... Noi, vedeți că cineva a făcut o diversiune și o neamă după ei. Se lucrează, dosarul este... Este adevărat, dar nimeni nu. Nu chemăm, Doamne ferește, nu chemăm la... Nu trebuie să coborăm nivelul intelectual. Există constituții, există organe competente, ele lucrează. Adevărat, nu trebuie să isterizăm noi aici în studio. Totul este clar. Este componența de fracțiune sau nu, o să decide judecătorul. Da, vorbiți. Da. Bună seara! Bună seara! Asta vă sună de raionul Briceni, sat Coteala, Pleșca, George Nicolae. Bună seara, domnule. Am așa o întrebare. Da. E tare delicată e. De multe ori am... Cam am vrut de multe ori sunt, dar nu și nu m-a lăsat. Cine? Soția? Da. Mai scurt scapam noi de corupția asta. Trebuie să facem un lucru foarte mult și tare greu de făcut. De rărit din Parlament și vă numai 9 deputați, dar nu 100 ceva. Cât au sute de mii de lei leafă, cutii lor după țară. Se întâmplă război la noi, a lor cutii au rămas în viață, dar noi ce facem? Ce facem noi? Noi, cutii noștri, mor. Dar aici, tot corupția să-și faci, tot e cu trită, numai cât
Seama să arată prin pridește ce se face. Dar restul tot e scuns. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru îndrăzneală. Domnul Gheorghe de la Coteala, pare mi-s Gheorghe. Ce să zic, domnul Gheorghe, nu putem cu nouă deputați în Parlament. Asta deja nu se pare să fie un fel de parodie. Dacă ar fi părerea mea, eu aș vrea și ar fi fost de ajuns și 5, pentru că oricum 5. 5 rezolvă situația. Oameni buni, dacă vrem nu, să... Nu, glumim, desigur. Serios, că... Asta am și noi un parlament, comisii parlamentare. Sigur că ai da. Ai nevoie de minimum 70-80 deputați, ca să zicem așa, să acoperi toate da. Comisiile parlamentare, să lucreze... să producă legislație calitativă. Nu, cu... Dacă populismul ăsta trebuie să o terminăm odată. Eu mă adresez la... Numărul de deputați, sigur că... La oamenii care sunt mai agresivi, așa, și mai văd că... Așa, mai iubesc pe toți mai radicali. Oamenii buni, gândiți-vă că noi trebuie să construim un stat inteligent, un stat de drept, nu? Să nu dictatură. Dacă vreți dictatură, asta înseamnă trebuie să alegem o persoană, cum era Stalin, da? Și dăm toate puterile astea. S-a auzit ce a spus în acea seară, domnule. Da. Oamenii, înțelegeți, regret o parte, din, chiar și din patrioții noștri, oameni de bună credință, cred în dictaturi. Nu, noi nu avem nevoie de dictatură aici. Nu. Doamne ferește, de dictatură, nici de dreapta, nici de stânga. Mai bine să avem o democrație. În democrație se discută puțin mai mult timp, dar în schimb se iau decizii mai corecte. Acord. Da. Aveți perfectă dreptate, domnule Mihăiești. Statul de drept, oameni buni. Dar eu vă rog. Toți care nu sunteți juriști, căutați, vă rog, în Google statul de drept și învățați ce înseamnă asta. Asta drepturile omului, fundamentale. Eu cred că pentru aceasta noi avem juriști, da. Avem da. Avocați. Este avem... în cultură foarte mare juridică în societate. Am observat lucrul ăsta. Eu am vorbit chiar azi cu avem pe domnul Roman Mihăiești, juridice și care cu răbdare da. Trebuie să explice telespectatorul. Explicăm, pentru că eu... Atitudinea este, hai să-i băgăm în pușcărie fără probe, hai să-i condamnăm. Nu, Doamne ferește. Asta e chestii care, oameni buni, nu ne face față. Nu, noi trebuie, dacă vrem... Avem un apel telefonic, vorbiți. Da. Nu îl avem. Uite așa. Cât ați explicat dumneavoastră, domnul Mihăiești. Și referitor la unire, am vrut să mai adaug ceva. Unirea poate să aibă loc la inițiativa Bucureștiului, pentru că unirea trebuie să fie cu România, corect? Da. Și în cazul când România în primul trebuie să dorească lucrul ăsta, trebuie să exprime asta pentru declarația Parlamentului României, a Guvernului României, și trebuie să fie ofertă de unire. Oferta de unire în 1980 a fost. Adică Gheloman, primul ministru, a vorbit în sfatul țării cu oferta de unire. Păi apoi da. A votat deputații în sfatul țării. Da. La fel și în prezent, dacă va fi oferta de unire reală, serioasă, susținut de majoritatea Parlamentului României, e trebuie să fie format într-un document și prezentat opiniei publice și Parlamentului Republicii Moldova. Numai așa. Am înțeles. Avem un apel telefonic, vă rog. Vă ascult. Bună seara. Bună seara. Privesc aici televizorul cu forum. Așa. Și vreau să dau o întrebare. De ce bunii mei n-au naționalitate? Ce nu au? N-au naționalitate. Noi ne-am născut în raionul Telenești, în satul Hirova, dar când am făcut pașaport român, mi-a spus că acolo e o liniuță. Ei n-au cetățenie. Nu poate fi așa ceva. Când s-au născut bunii dumneavoastră? A? În ce perioadă? Când s-au născut bunii? Bunelul s-a născut în 1891. Doamne! O 99 și așa ceva. Asta e vreun jurist specializat în cetățenie care să vă explice cum să rezolvați problema. Eu știu că mai sunt încălzit. Noastră, vreți, aceasta vă interesează? Vreau să aflu de ce ei, bunelii mei, n-au naționalitate. Nu știu, noi așa nu spunem să vă răspundem astăzi, vă trebuie un jurist calificat care să... Dar nu bunii, pentru redobândirea cetățeniei este de ajuns. Nu-mi trebuie nu. Redobândirea, eu nu am. Mie-mi trebuie bunii, să știu nu de ce bunii mei făcută din uță acolo, n-au cetățenie. Am înțeles. N-au naționalitate. Eu atât vă pot spune și are dreptate domnul Mihăiești. O să invităm un specialist în domeniu și o să vă explice. De ce la 1800... La un caz particular care trebuie rezolvat cu un jurist care să obțină informații de la arhivă. Mulțumesc mult. Mai avem un apel telefonic, dacă nu. Mai avem 3 minute. Haideți să facem venim cu niște concluzii la această emisiune și să punctăm niște puncte de reper care
cu privire la situația politică din Republica Moldova la momentul actual? În momentul actual, noi suntem în preajma alegerilor prezidențiale și a unui referendum, cu dată certă, 20 octombrie. Practic, e pornit timerul deja. Depinde foarte mult de evoluția frontului ucrainean. Sperăm că după ajutorul care va fi acordat masiv de Statele Unite cu armament, cu echipamente și cu instructaj, armata ucraineană într-o lună, în două săptămâni lungi va reveni. Sigur că se pierde acum niște sate, dar asta e rezultatul la faptul că n-au 5 luni n-au avut cu ce trage, n-au avut muniții, n-au avut, au și avut și pierderi mari, pentru că, așa cum a spus cineva din funcționarii europeni, Rusia produce foarte mult armament și are armament din Coreea de Sud, din China, din Iran. Deci, în China poate că mai puțin, nu știu. Chinezii, cum a spus Blinken, nu ajută cu armament, dar ajută cu tehnologii, cu echipamente. Dacă vorbim de frontul din Ucraina, toți aud voci cu privire la încetarea războiului. Cum poate fi oprit războiul? Războiul din Ucraina, din punctul meu de vedere, va fi oprit, cum v-am mai spus la începutul emisiunii, după alegerile prezidențiale din Statele Unite. Uh-huh. Indiferent cine câștigă alegerile, va avea un mandat de 4 ani în față, un mandat puternic. Iar președintele american, împreună cu președintele chinez, de ce zic cu președintele chinez? Pentru că China are anumite pârghii asupra Rusiei. Uh-huh. Iar Statele Unite au anumite pârghii asupra Ucrainei. Și ăștia doi, cu concursul Uniunii Europene, cred că vor reuși dacă vor conveni împreună lucrul ăsta. Pentru că Rusia nu poate să ducă un război fără susținerea Chinei. Prin China ei vând gaze, petrol și susțin bugetul. Prin China ei primesc multe ajutoare de tot felul. Inclusiv susținerea chiar și politică și militară a Chinei contează pentru Rusia. Rusia, în cazul dat, fără China... Și aici președintele chinez merge de grabă în Paris, la Paris. Asta este o vizită importantă. Probabil că o să fie și acolo discutat subiectul opririi războiului. Astfel încât ceva, totuși aceste evenimente cumulate împreună, mă fac să cred că războiul anul ăsta se poate, într-o formă sau alta, opri. Nu știu, o să fie convenții pe lung. Această notă. Da. Suntem nevoiți să punem punct emisiunii. Eu vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Dragii mei, și cei de stânga, și cei de dreapta, și cei supărați, și cei mai puțin supărați, radioascultători și telespectatori, vă mulțumesc din suflet pentru participare la această emisiune. Drept dovadă, împreună cu domnul Mihăieș, dorindu-vă pace și liniște în casele domniilor voastre, vă spunem pe curând.